Okay. Apropo de vocea României, în anul în care am fost acolo și nu da. mai a mai trebuit, <laughs> <laughs> am zis așa, ei au zis, um, mă, indiferent de cine câștigă, mergem la petrecere. Eu da, pentru că eu eram, eu ziceam da, pentru că concurenta mea era cea mai bună din. Cum se numea pe vreo? Madalina Coca. Aha, ah, o știu, da. Madalina Coca, dintre toți concurenții, mi se părea că e pe voce și dacă doar vocea conta, cum. Așa, da, 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 da. Eu am zis, nu are cum. Unu, doi, acolo sunt. E ok. A fost patru. Număr... Stai, mă, nu mă mai o petrecere, am zis, mă, bă, picioarele pe voastră. Nu i pe bune, nu mai vin, nu mai vin, nu se poate așa ceva. Sunt foarte pătimașă. Când mă implic sufletește într-un proiect, de proiect de mă, de nu de pot să, să fiu masonat Smiley, care s-a supărat pe mine. Mă rog, s-a supărat. Suntem prieteni de atâția ani ca frații suntem. Mă a și mă, ce prea pui mă la suflet, mă, Andrei, e e emisiune de televiziune, eu. Și am zis, mă, e, când mănânc, cântă de în sens că aia nu mai pot cânta, nu mai pot. Și zic, măi, nu pot, măi, am fost la repetiții zi noapte acolo, n-am plecat în vacanță cu familia mea. Mă doare când cineva se ia de un moment, de cum... ca și copiii mei, nu pot, mă implic atât de mult în ceea ce... Și atunci, Vocea e un proiect foarte frumos, dar nu este pentru mine. Mi-am dat seama că îmi fac mai mult rău, pentru că, sigur, acolo este avantajul, sau cum se zice, fiecare antrenor își dorește să-și coată în evidență concurenții, nu e neapărat ca afară, unde e pe respect totul. Adică mai sunt atacuri și eu nu, eu nu funcționez așa. La mine, dacă nu e pe iubire și pe prietenie, nu pot să funcționez. Și acolo am avut niște... Eu respect oamenii cu care lucrez. Tu înțelegi deja ce, ce spun.